Un băiat de 14 ani a ademenit o fată de 17 ani că vor forma un cuplu și că are sentimente față de ea, așa că minora i-a trimis fotografii cu ea în ipostaze erotice. Apoi el a chemat-o la o întâlnire și a dus-o într-o casă unde mai erau încă 5 bărbați. E joi seara, la ora 10, un băiat i-a spus să iasă din casă. A mers până aici la Troiță, i-a spus să-i ducă 1.000.000 că avea niște poze cu ea și vezi, Doamne, că vrea bani să nu fie dată pe net și pe ăsta. Fata s-a dus, acolo a spus că merge la un prieten, merge, acolo au mai fost 5, au profitat toți 5 de ea. Deci au profitat toți 5 de ea cu banii, i-a cumpărat prezervative și țigări, banii care i-a dus fata. Pe ce au plecat de acolo, au plecat, s-a dus la un băiat al lui Kaylee, a venit la altă casă, la asta care m-a ticulat, cum să vă zic, o șantaja. A venit la ăsta, pe urmă de la ăsta a plecat iară pe drum, a mai sunat încă doi. După momentele de groază în care fata a fost obligată să întrețină relații sexuale cu o parte dintre cei prezenți, sub amenințarea că va fi bătută, băiatul de 14 ani a dus-o într-o casă părăsită unde îi așteptau alți 6 bărbați. Acolo au băgat-o într-o cameră, băiatul care o șantaja. Dacă nu ești de acord și cu ăștia, mă-și bătaie, deci a declarat fata. Pe urmă, fata le-a spus face că nu, că nu mai vreau, că nu știu ce, că nu știu ce. I-a spus că dacă vrei să nu fii bătută, a fost forțată acolo într-o casă părăsită cu o masă, mai ținut încă cu doi relații, până a adus-o înapoi până la Troiță și la Troiță i-a spus să plece acasă. Deci până la urmă câți băieți au violat? În total sunt 7 violați și 4 sunt în... Martori. Sunt martori. Cum ar veni martori sau cum se... De față, martori. Că așa i-a trecut și la poliție martori, că eu am fost cu ei. A. Și fata a venit acasă și a povestit dumneavoastră? A venit acasă, nu. Tatăl lui a căutat-o toată noaptea al fetii, n-a găsit-o. Când a venit, a fost foarte revoltat, i-a spus să plece, să ducă înapoi de unde a venit. A plecat înapoi, s-a dus înapoi, a luat-o înapoi spre vale. Pe urmă, taică s-a prins-o de urmă, a adus-o înapoi în casă. Când a venit de la servici la 12, i-a făcut bagajul să plece. I-a spus plece de la mine și fata a venit la mine, că suntem cu casele apropiate, a venit la fata mea și m-a început să plângă că unde mă duc, ce fac, ce fac mamaie. Noi am luat-o cu întrebatul, am luat-o cu ispititul, mi-a povestit mie, eu am sunat la poliție și am mers pe ea la poliție. Fata e minoră? Da, e minoră, are 17 ani, care are un grad de handicap, nu duce mintea decât 50%. Eu am dus la poliția actelii, are 17 ani, dar judecă cât un copil de 90 ani. După ce și-au bătut joc de ea, au lăsat-o să plece. Întoarsă acasă, fata a povestit familiei ce a pățit, iar bunica a anunțat poliția. Anchetatorii au identificat 11 persoane care au participat la faptă, dar doar 7 ar fi întreținut relații sexuale cu minora, 2 dintre ei crezând că acceptă de bunăvoie. Dintre ei, 3 sunt minori. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, împreună cu polițiștii secției de poliție rurală Albești de Argeș, sub coordonarea parchetului competent, au reținut 5 tineri cu vârste cuprinse între 14 și 26 de ani, toți din localitatea Corbeni. Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 17 ani, profitând de starea acesteia vădită de vulnerabilitate. Dintre cei reținuți, 3 au vârste de 14, 16 și 17 ani. Toți cei în cauză au fost prezentați în fața instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Fapta este cu atât mai gravă cu cât minora are un handicap mental și nu este responsabilă pe deplin de ceea ce face. 5 dintre tineri au fost arestați pentru 30 de zile, restul sunt cercetați în libertate. Da, zice că ar fi luat fata asta și zice că ar fi violat-o într-o casă, zice că i-ar mai fi umblat cu niște băieți. Dar sunt băieți buni sau răi? Cum îi cunoașteți? Eu băieții ăștia îi cunosc ca fiind băieți buni, până acum n-am auzit așa ceva despre ei, că facă lucruri de-astea. Eu am rămas surprins când am auzit. S-a mai întâmplat la dumneavoastră în comunitate? Nu, niciodată, așa ceva nu s-a întâmplat până acum. Deci am rămas surprins, unii din ei sunt minori, unii sunt majori. Au luat-o, au dus-o undeva, ce au făcut? Cum s-a zis? Zice că au luat-o și au dus-o într-o casă, dar ce știu eu, nu știu ce a făcut. N-ați văzut în seara aia nimic? Nu, că nici nu eram acasă eu când s-a întâmplat. Am auzit și eu după un vecin. Nici nu eram acasă în seara aia când s-a întâmplat violul.
Și am auzit după un vecin că și că ar fi luat-o, dar și că ar fi vrut și ea, că ea a mai avut relații cu alți băieți. A venit poliția ieri, alaltele aici? A fost atunci când a anunțat ei poliția, când a anunțat părinții ei, dar poliția n-a mai venit acum. Ei, unii sunt reținuți, unora le-a dat drumul. Poliția investighează cazul de viol, iar circumstanțele sunt cu atât mai grave cu cât victima este minoră, cu handicap, iar totul s-ar fi întâmplat în grup. Cei vinovați riscă între 3 și 12 ani de închisoare.